Vă salut cu drag și în seara aceasta, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi avem aspirații în viață, avem un plan, avem dorința de un mai bine. Însă am putut observa în societatea în care trăim că idealurile sunt din ce în ce mai joase. Dacă ne uităm la concursuri tradiționale, care au un răsunet, care au însemnat ceva, dacă ne uităm la standardele care sunt în toate sistemele din ce în ce mai joase, ne dăm seama că societatea merge în jos. De regulă, când se tâmpesc masele, miroase a dictatură. Spunea Hermann Göring că atunci când aude de cultură, îi vine să pună mâna pe pistol. Tembelizarea maselor, dragii mei, nu este altceva decât un preludiu a unei dictaturi sau a unei uh, uh, forțe care controlează într-un mod barbar sau într-un mod manipulativ, uh, oferind altceva la schimb, pentru serviciile de supunere ale maselor. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vorbim despre foști oameni care nu mai au valori, care nu mai au caracter, care nu mai au principii, despre care vorbea și Sfântul Apostol Pavel în a doua sa epistolă către Timotei, ultima scrisă din punct de vedere cronologic, o epistolă scrisă de în închisoare, în care își pune oful sufletului său către Timotei, pentru că vedea ceea ce era în vremea lui, și dacă în vremea lui era cum era, cum este astăzi și cum va fi în continuare. De aceea aș vrea să dau citire descrierii pe care o face el în 2 Timotei, capitolul 3, cu aplicații la ceea ce trăim astăzi pentru a ne păstra după aceea sufletul și valorile. Pentru că vorbim despre o luptă împotriva valorilor care nu țin doar de opinie și orientare religioasă, ci vorbim de valori care țin de valoarea noastră umană și de existența noastră ca oameni. 2 Timotei, capitolul 3, spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și nu spune că vor fi grele pentru că nu vei avea ce mânca. Poate că va fi și lucrul acesta, nu spune că vor fi grele din pricina calamităților, ci accentul este pus aici pe greutatea vremurilor din care lipsește omul. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, hulitori. Mai nou la toate mascaradele astea de concursuri și eu, Eurovision și care mai sunt pe acolo, cele mai ciudate, bizare și blasfemiatoare lucruri sunt premiate. Acești foști oameni, că nu știi ce sunt, da? nu, 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 nu pot să-i cataloghezi, pe lângă faptul că nu știi ce sunt, apar într-o manieră atât de bizară, și de indigestă, încât pur și simplu sfidează toate valorile tradiționale, logice și ale normalității care au fost până acum. Dar mulțimile, nu știu, încurajate de acest val mediatic, sunt luate pur și simplu pe sus și creează un val de isterie prin care se arată că asta este ceva extraordinar. Cu cât ești mai nimeni și mai anormal, cu atât ești mai bine. Și cu atât ești mai aplaudat. Și dacă n-au mai fost oameni de felul ăsta premiați, trebuie să fie de aici înainte. Ca să îngenunchem rațiunea, să îngenunchem standardele înalte, să îngenunchem valorile, să îngenunchem munca nobilă, să îngenunchem tot ce a lăsat Dumnezeu care ne caracterizează pe noi ca oameni. Și tot ce este în zona anormalului să fie premiat. Oameni hulitori neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără teamă de Dumnezeu. Chiar într-o zi intram la clasă și niște fătușcane eleve cântau așa în sictir, în bazocură, Hristos a înviat din morți, cu glume proaste, porcoase și când am intrat în sală și am auzit blasfemia aceasta, mi-am spus, băi, copii, voi nu mai aveți nicio teamă de Dumnezeu? Vorbim de copii de clasa 5-a, 6-a, dragilor. Vorbim de copii, de elevi de clasa 5-a, 6-a, care îl hulesc pe Dumnezeu. Și dacă acești copii, bineînțeles, educați de acasă în felul acesta, nu mai au teamă de Dumnezeu și nu mai au valori, la ce să ne așteptăm peste 5, 10, 15, 20 de ani la ei? Mai așteptați să vă plătească astea pensie și să, să fie o societate sănătoasă și normală la cap, sub nicio formă? Pentru că și-au pierdut orice reper, sunt hulitori, de mici îl înjură pe Dumnezeu, de mici blasfemiază, de mici își bat joc de lucrurile sacre, de biserică, de tot ceea ce înseamnă acea spiritualitate nu politizată și acea spiritualitate care vine din inima lui Dumnezeu, din valorile veșnice. Acești foști oameni, deci vor fi hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavii, fără dragoste firească. Poți să stai că mai mult valorează un câine în societatea asta supercivilizată decât un om. La câine plătește mii de euro pentru operații chiar povestea cineva că uh, povestea cineva care uh, e pe curse tot timpul că a luat o domnișoară la, la, uh, într-un traseu și spunea n-am bani să plătesc, vai nu-mi faci o reducere, că uh, n-am bani să plătesc, a, am dat 3.000 de euro să-mi operez câinele pe bune? Ai dat 3.000 de euro să-ți operez câinele și n-ai bani să-ți plătești cursa este demențial ce auzim. Însă oamenii, efectiv, și-au pierdut orice orientare. Fără dragoste firească, mai mult valorează un câine decât un om. Într-un câine valorează, investește mai mult decât într-un om. Că dacă ai fi spus să dea pentru o operație la cineva 3000 de euro, ar fi sărit până în tavan. Dar dacă e vorba de câine, are drepturi aproape mai multe decât un om fără dragoste firească, neînduplecați, încăpățânați, clevetitori, neînfrânați, ne, ne neiubitori de bine, le place cearta, scandalul, bălăcăriile, cancanurile, lucrurile negative, dependenți de negativism, sunt acolo. Unde este mizeria, unde este cloaca aceea de bârfe și de uh, nimicuri, acolo sunt și ei. Apoi, Spune mai departe, vânzători și obraznici. Pe cine să te mai bazezi? Iuda este mic copil. Măcar ăsta și-a asumat și-a zis, am vândut sânge nevinovat. Dar ăștia te vând cu sufletul pe buze și după aia îi dau slavă lui Dumnezeu că au făcut o lucrare extraordinară. Vânzători. Nu poți să te mai încrezi în cuvântul nimănui. Pentru că oamenii aceștia nu mai au onoare, nu mai au suflet, nu mai au niciun reper. Mi-aduc aminte mai de mult când îți dădeai cuvântul că dai niște bani sau că vinzi un teren sau că vinzi o casă, păi crăpa cerul deasupra ta dacă nu te țineai de acel cuvânt. Pentru că acel cuvânt dat însemna un legământ care are de-a face cu tine, cu onoarea ta de om și dacă ăla ți-l încălcai, erai privit ca un nimeni peste tot. De ce credeți că sunt atât de multe terenuri fără, fără acte, mai ales în zonele rurale? Bine, vezi, zicea că acolo nu a fost colectivizare. Poate și nu au fost austro-ungare. Poate și asta. Însă acolo, când s-a dus bunicul, și bunica sau străbunicul să vândă un pământ sau să cumpere ceva. În momentul în care a bătut palma, el era sfânt. În momentul în care ți-a spus că îți vinde sau că îți dă un lucru, era sfânt. Astăzi, nici acoperit de o basculantă de acte și de dosare și de contracte, nu e sigur că ești proprietar pe ceea ce ai sau că omul se ține de cuvânt. De ce? Pentru că omul s-a pervertit atât de tare încât nu mai are cuvânt. Sunt vânzători, obraznici, îngânfați. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. De ce? Pentru că nu mai sunt oameni. Sunt foști oameni. Dacă nu mai ai cuvânt, dacă nu mai ai dragoste firească, dacă nu mai știi clar ce ești, dacă nu mai ai valori, dacă nu ai aspirații înalte, dacă nu mai ai teamă de Dumnezeu, cum mai poți să fii numit? În virtutea ce să mai fii numit om? Și Ceea ce este mai trist este faptul că oamenii aceștia nu sunt doar cei neduși la biserică. Dacă ar fi așa, ai zice, mă, n-aud de Dumnezeu, nu știu, nu-i interesează, sunt în lumea lor, se duc spre pierzare. Cel mai trist lucru este că oamenii aceștia sunt duși la biserică. Chiar spune Sfântul Apostol Pavel, sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurate, ce îngreoiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului și dă cu nume Iane și Iambre. Oamenii aceștia care nu mai au suflet, care nu mai au valori, se duc la biserică, Învață, 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 tot timpul învață. Ridică mâna la școala de sâmbătă sau la școala de duminică. Sunt foarte active acolo. Învață, învață, învață. Dar nu se prinde nimic de ei ca nu ca de perete. Pentru că nu mai au valori. Ei se duc, învață, s-au sclerozat cu adevărul. Și dacă îi dai plăcuța, imediat începe să-ți recite versete din Biblie și o muștie, teoretic dar nu are nicio autoritate cuvântul asupra lui. Pentru că valorile nu mai există. Cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos, spune versetul 12, vor fi prigoniți. Prigoniți de cine? Tot ne facem tot felul de scenarii, că vine nu știu cine. Nu, prigoniți știți de cine? De foștii oameni. Foștii oameni sunt atât de acizi și atât de incisivi în momentul în care li se dă o motivație și li se spune că fiind un mare nimeni sunt cineva. Sunt cei mai periculoși. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavia în Hristos vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Și în continuare, Sfântul Apostol Pavel spune cum vor fi oamenii din vremea sfârșitului, din biserici. Poate că ziceți că aici vorbește despre cei care n-au de-a face. Nu, vorbește despre cei care sunt în biserică. Asta e tragedia mai mare. Și profilul cuprins de la versetele 1 până la 5 este nu a celor din afară, ci din interiorul bisericii lui Dumnezeu. De aceea îi spune cu gură de moarte, pentru că era aproape de moarte, de sentința la moarte, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția, așa, împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. nu ne place asta. Vrem mai mult entertainment. Vrem mai multă veselie, vrem mai mult circ. Și într-adevăr este mult circ în zona aceasta închinării. Și mult entertainment din ăsta ieftin, prin care te duci acolo și nu vii înapoi cu nimic. De ce? Pentru că oamenii <coughs> n-au nevoie să audă adevărul. Foarte mulți dintre ei. Au nevoie să fie gâdilați în urechi sau de lucruri plăcute, au nevoie de distracție religioasă, au nevoie de momente de exaltare și de euforie, dar nu au nevoie de Dumnezeu, de pocăință. Dacă se duc acasă puțin în sau dacă spun niște lucruri puțin mai ascuțite sau mai contondente, așa, din punct de vedere omiletic, în momentul ăla încep să ai probleme. Pentru că îi neliniștești pe oamenii care vor să rămână în continuare în liniștea lor mediocră, în liniștea lor nelegiuită, în liniștea lor care le oferă o senzație de bine. Ori aici Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei să predice Cuvântul, nu baliverne. Îi spune să predice din Cuvânt și să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, povești. Și în momentul în care ți-ai întors urechea de la adevăr, ce așteptări să mai ai de la oamenii aceia care nu vor să audă adevărul din partea lui Dumnezeu? Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Oare de ce era aproape clipa plecării lui Pavel? De ce nu i s-a dat o haină cu filigram de aur? De ce nu i s-a dat bogăție și onoruri? De ce? Pentru că Pavel, a rămas credincios cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum spunea el, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac unii. Și a decis să rămână lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și din cauza asta a avut necazuri. Astăzi, cu cât ești mai, mai celebru, cu atât ești mai bine văzut, cu atât ești mai bine premiat. Dacă ciuntești cuvântul lui Dumnezeu, e brici, este extraordinar. Ești din ce în ce mai pe val. Ori, Pavel îi spune lui Timotei, îndurerat și cu inima lovită, rănită, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Din cauza asta urma să fie turnat ca o jertfă de băutură. De acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. celor ce vor fi iubit venirea Lui. Stau să mă întreb, cât de mulți dintre noi ne mai dorim ca să vină împărăția Lui Dumnezeu? Cât de mulți dintre noi ne mai dorim ca Isus să vină în lumea aceasta? Își mai doresc liderii europeni, euroatlantici, își mai doresc cei din biserici venirea lui Isus. Își mai dorește societatea în care trăim declarată creștină în proporție de 90% venirea lui Isus, Pentru că până la urmă aici se oprește totul. Și dacă ne uităm la preocupările care există, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ne dăm seama că niciunul dintre noi nu ne mai dorim această venire a împărăției lui Dumnezeu. Și dacă ne adâncim privirile în istoria biblică, vedem că marii oameni lui Dumnezeu au cam fost singuri în perioadele lor și vorbeau cu Dumnezeu, vorbeau către ceilalți oameni, însă oamenii nu erau interesați de mesajul lor. Și asta spune și Pavel, prin Timotei. Va veni vremea când oamenii nu vor mai iubi să în învățătura sănătoasă. Își vor întoarce urechea la, de la adevăr și se vor duce spre tot felul de povești închipuite care gâdilă firea lor pământească și urechile lor. Dar tu, zice, fă lucrul unui evanghelist, predică acel cuvânt dacă vrei să rămâi cu adevărat om. Dacă ne uităm uh, în trecutul biblic, la Noe, generația lui Noe, oamenii de atunci erau foarte deștepți și mai evoluați decât credem noi. Uh, nu au coborât din maimuțe, și din urocordate, și din ciclostom, și din uh, alte forme inferioare de viață. N-au evoluat, așa cum ni se spune, și nu au fost un rod al întâmplării. Erau niște oameni de o inteligență care și-au folosit. Acea inteligență spre rău. Chiar așa spune capitolul 6: Că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deci nu erau niște bătuți în cap cu craniu din ăla mai muțoid, deprimată și care. Uh, Și-au îndreptat ei privirea uh, din ce în ce mai mult și au început să devină oameni. Nu, a fost mai mult o involuție din oameni luminați la cap, cum i-a lăsat Dumnezeu. Au devenit niște dobitoace fără minte și niște oameni care, uh, pe lângă faptul că aveau standarde foarte joase din punct de vedere moral, erau și violenți împotriva acelora care voiau să fie așa cum cere Dumnezeu. Și Chiar spune Cartea Genezei că i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Păi nu cred că Dumnezeu ne-a făcut niște maimuțoi. Și după aia am stat noi pe în peșter și am evoluat, cum ni se spun în toate tratatele științifice care pleacă de undeva de la origini. Că vorbești de muzică, de artă, de cultură, de toate celelalte științe, toate pleacă de la epoca primitivă. Pe epoca primitivă este mintea lui Darwin. Și oamenii, când n-au mai vrut să fie cu Dumnezeu deasupra capului, au inventat această teorie, bineînțeles, și toate științele au fost modelate după modelul acesta. Deci științele pleacă de la. care le auziți cu ideea asta, cu societatea primitivă, cu peșterile și așa mai departe. Pleacă de la evoluționism. Pentru că oamenii au fost creați cu o inteligență superioară. Și mai degrabă vorbim de o involuție în timp a unor triburi și a unor oameni care s-au tâmpit de cap și și-au și uh, degenerat mintea prin nefolosirea ei sau prin barbarizarea ei, decât despre o evoluție. Dacă vorbim de tehnologie, mare evoluție. Că dacă stăm să ne gândim că noi avem tot felul de mijloace tehnologice, de comunicare în masă, robot și așa mai departe, dar din punct de vedere intelectual și practic și ca forță fizică am involuat. Că nu mai suntem în stare nici să ne încheiem la șireturi. Și dacă vă uitați la generația de acum, ce să mai discutăm? Că nu știu să bată două cuie. Dar, în schimb, ei sunt foarte abili pe telefon. Și vă întreb, la ce le folosește toată această abilitate? La ce le folosește? la nimic. Din punct de vedere practic, la nimic. În generația lui Noe, erau oameni foarte inteligenți, dar de o răutate ieșită din comun. Și Domnul s-a hotărât să șteargă de pe fața pământului pe acești foști oameni. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dacă atunci i-a părut răul lui Dumnezeu că i-a făcut pe oameni, oare ce va spune astăzi, cu toate nebuniile pe care le-a inventat ideologia aceasta neomarxistă? Ce spune Dumnezeu în contextul acesta? Doar noi, într-o generație întreagă, și familia lui. Și dacă ne gândim după potop, noi, că despre ceilalți nu se mai spune mare lucru, hai să zicem un semn, că după aceea ceilalți au luat-o din nou pe aceleași șleauri. Este cumplit cât de tare afectează această neomenie generații întregi. Este cumplit să vezi cum valorile lui Dumnezeu sunt călcate în picioare și mai rămân unu, doi, trei, așa cum vrea Dumnezeu. Și restul? Ce s-a întâmplat cu ei? Mai aud argumentul ăsta, dar ce o să facă oare Dumnezeu? Doar nu se ardă pe toți, dar nu se pedepsească pe toți dar nu o să nimicească pe toți. Că El e un Dumnezeu bun. Oare ce-a făcut în generația lui Noe? Ce-a făcut în generația Sodomei și Agomorei? A mers după raționamentul nostru? Sau după adevăr? Vedeți? Noi ne putem construi tot felul de castele, de silogisme, de raționamente, de idei frumos împopoțonate, care dau bine și câștigă masele. Însă dacă ne gândim la realitatea lui Dumnezeu, vedem că nu prea seamănă cu ceea ce am creionat noi, inclusiv în tratate de teologie, ale unor teologi care nici măcar nu mai cred în Dumnezeu. Cum a putut Dumnezeu să nimicească o generație întreagă? Uite așa. Dumnezeu a zis, îmi pare rău că i-am făcut și o să-i și i-a nimicit. Fără să dea explicații nimănui despre ceea ce urmează să facă, despre stai să vedem, să mai trimitem, nu știu câte mesaje, le-a predicat noi, suficient. O sută și ceva de ani. Câți dintre ei s-au întors? Niciunul. Și spunea Mântuitorul că ai Aidoma, cum a fost în vremea lui Noe și a lui Lot, va fi, va fi și în vremea sfârșitului. Din toate punctele de vedere. Oamenii, în mare parte, vor fi interesați de alte lucruri, își vor pierde orice direcție, nelegiuirea va abunda. Și indiferența față de lucrurile profunde, de lucrurile lui Dumnezeu, la fel. Dar și nimicirea va fi la fel. Asta nu ne mai place să o spunem, pentru că este deranjantă. Vrea noi ca Dumnezeu să facă tot felul de excepții, însă Dumnezeu, Acționează potrivit cu principiile și cu voia sa. Generația lui Noe, o generație pierdută. Doar Noe și familia lui au fost salvați. Generația Sodomei și a Gomorei, o generație pierdută, doar Lota a ieșit de acolo. Că fetele lui erau la fel de nelegite, dacă nu mai nelegite, decât cele din Sodoma și gomor. Știți ce au făcut după aceea? Așa că. Nu știu de ce am creat o teologie triumfalistă a foștilor oameni prin care vrem ca masele, indiferent cum sunt, să fie mântuite. Da, oamenii înseamnă ceva. Dacă sunt oameni, dacă nu, vor fi nimiciți. Și asta nu o spun eu, dragii mei, ci o spune Dumnezeu. În cuvântul său este scris. Noi Sodoma și Gomorra, generația sfârșitului. La fel, sunt generații care și-au pierdut reperele, care nu mai au nimic care să le recomande pentru mântuire. <gâng> În cartea Genezei, la capitolul 19, vorbim despre generația Sodomei, care, tot așa, avea mare rating. Majoritatea erau invers de cum i-a făcut Dumnezeu. Și iubeau nelegirea, culme, iubeau nelegirea. Și nu nelegirea normală, cu ghilimele de regoare, ci nelegirea totală normală. Și Dumnezeu n-a zis, o, drepturile omului, săraci de ei, lasă-i, dă-le pace. Drepturile omului, drepturile omului, tot cu drepturile omului. Știți când au fost inventate drepturile omului? În timpul Revoluției franceze, când au vrut să dea la o parte legea lui Dumnezeu, când și-au dat seama că societatea se duce de izbeliște fără niște norme clare. Și gânditorii de atunci spunea că dacă Dumnezeu nu există, ar trebui inventat. Atunci s-au inventat drepturile omului. Și dacă o să dați repede un search pe Google să vedeți declarația drepturilor omului, o să vedeți că sunt făcute exact în forma tablelor legii lui Dumnezeu. Bineînțeles că este o blasfemie ce s-a întâmplat acolo. Adică nu avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de niște principii, de niște norme, de niște drepturi pentru ca să nu se dezintegreze societatea, dar fără Dumnezeu. Și în locul legii lui Dumnezeu, hai să facem și noi Drepturile omului, declarația drepturilor omului. Așa că, dacă e să înlocuim legea lui Dumnezeu, o înlocuim cu drepturile omului. Însă, vă spun ceva. Nu există drepturi ale omului mai bune și mai apropiate de nevoile umane decât le găsiți aici, în cele 10 porunci. Puteți să luați toate articolele, toate. Stipulările și toate celelalte lucruri care uh, au fost puse acolo, drepturile ale omului mai în favoarea omului, cum este legea lui Dumnezeu, nu o să găsiți nicăieri. Însă, pentru că oamenii n-au nevoie de Dumnezeu care să-i scoată din robie, pentru că n-au nevoie de Dumnezeu ca suveran, pentru că n-au nevoie să-și păstreze moralitatea. Și căminul, și pentru că n-au nevoie să respecte proprietatea celorlalți, au inventat drepturile omului. Însă, să știți că și atunci erau drepturi ale omului. Drepturi ale oamenilor care ies din tiparele tradiționale, mai mari decât ale celor care sunt așa cum vrea Dumnezeu. Erau atât de dorni să-și afirme diversitatea sexuală și culturală, încât erau în stare să-l strângă de gât pe lot și pe familia lui și să recurgă la viol. Da, asta era societatea de atunci. Și astăzi, tot cam pe acolo suntem. Nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbați din Sodoma, tineri și bătrâni au înconjurat casa și tot norodul a alergat din toate colțurile. Dornici să-și afirme această anomalie care fierbea în ei. Și Dumnezeu i-a lovit cu orbire și l-a scos pe lot cu forța de acolo. Și a spus, fugi la munți ca să scapi ieși din mijlocul neoamenilor. Însă atât de adânc era înfiptă această gangrenă și acest cancer al nelegirii și în familia lui, încât în momentul în care a ieșit din Sodoma, soția lui a rămas cu inima acolo și știți povestea ei. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în țoar. Versetul 23. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde și așezase lot locuința. Wow! Datorită lui Avram, lot a scăpat. Datorită rugăciunilor înălțate de acest om care a negociat cu Dumnezeu, Doamne, dacă o să fie 50, 40, 40, 30, 20, 10 oameni buni, Doamne, poate că se gândea la familia lui Lot. Era el cu nevastă sau cele două fete de afară, de acasă, mai erau și cele măritate în cetate, poate, Doamne, măcar, măcar 10. Și să cruți cetatea. Și Dumnezeu n-a găsit nici măcar familia lui Lot întreaga. Și a trebuit să nimicească. De ce? Pentru că oamenii aceia și-au stricat chipul lui Dumnezeu în ei. Au pierdut orice noimă, orice regulă, orice valoare, orice principiu care putea exista. Și făceau în fiecare zi tot posibilul să fie mai ne oameni decât au fost în ziua precedentă. Și scorneau noi nelegiuiri prin care să afirme cum sunt ei de fericiți că șterg încă o parte din chipul lui Dumnezeu din ei. Și lucrul ăsta se întâmplă. Nu mai poți să găsești un film în care să nu găsești această ideologie. Și culmea ți-l pune de la mijloc încolo spre final. Te-ai uitat o jumătate de film. Parcă e ceva interesant și pac îți bagă imediat scenele prin care trebuie să accepți de că este și așa. Merge și așa. E ok. Nu e ok, dragii mei. Cel puțin în accepțiunea lui Dumnezeu. Și dacă mergem mai departe la oamenii care nu mai sunt oameni, dar care și-au găsit scopul, în ghilimele scopul, sunt cei mai periculoși oameni. Când s-au instaurat regimurile totalitare, i-au luat pe acești oameni de nimic și oameni fără realizări și i-au făcut călăii celorlalți. Când a venit colectivizarea și când a venit procesul ăsta de tâmpire a maselor și când vorbesc asta nu spun povești, Vă rog, urmăriți filmul Experimentul Pitești, în care o regizoare de-a noastră celebră și foarte, foarte bună a reușit să facă un film istoric, ultimul film istoric pe care l-a filmat cu Ion Caramitru. Acolo a fost un, un, un proces sistematic de exterminare a elitelor. și băgați în pușcărie și bătuți și făcuți să se simtă ca niște neoameni. Să șteargă elitele, să-i ducă la canal și la pușcării și să rămână tâmpii în funcții și să comande. Și când s-a văzut nei ca nimeni care n-avea nimic, că ia caii de la și animalele, și ogorul de la nu știu cine, care era numit chiabur sau batoza sau mașina de, de uh, lucru agricolă. Păi el a fost un mare om. A fost făcut brigadier, a fost făcut șef de CAP. De ce? Pentru că oamenii aceștia sunt cei mai buni călăi. Oamenii de nimic care își găsesc un scop în slujbe din astea comunitare, în regimuri totalitariste, sunt cei mai de temut. Pentru că ei știu în sinea lor că nu reprezintă nimic, dar când li se dă o cauză, sunt cei mai de temut. Așa a fost în vremea comunismului, așa a fost în vremea nazismului, așa au fost în toate vremurile totalitare. Oamenii de nimic, făcuți cineva, sunt fiare. Urmăriți, vă rog, acest film și căutați-l, Experimentul Pitești, realizat de Victoria Baltag, această regizoare de, de excepție. Și o să vedeți ce poate să facă oamenii de nimic, care sunt făcuți cineva. Ultima mare bătălie, dragii mei, va fi între oameni și neoameni. Între aceia care... Primez de la Dumnezeu lumina și care își păstrează chipul divin, și aceia care au fost spălați la minte și care au învățat să zică nu mai da să trăiți. În Cartea Apocalipsei, la capitolul 13, întâlnim un pasaj care vorbește despre această primirea semnului lui Dumnezeu și al fiarei și mulți își imaginează tot felul de, de, nebunie aici și au creează tot felul de scenarii. Însă până la urmă, dragii mei, este vorba despre a rămâne om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și a deveni fiară. Roboțel spălat la cap care îi persecută pe cei care vor să rămână așa cum zice Dumnezeu. Și cartea Apocalipsei, Apostolul Ioan, după ce a văzut femeia urmărită de balaur în pustie, care reprezintă poporul lui Dumnezeu, zice, apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete pe coarne, avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara aceasta, duce război cu aceia care vor să-i rămână fidel lui Dumnezeu. Are, capete, are pe capete cu unii împărătești, are asistență politică și suport politic, are și suport religios și rostește vorbe de hulă. Dacă Hristos este bazjocorit, creștinii n-au nicio problemă. Dacă Hristos este blasfemiat, creștinii n-au nicio problemă. Faceți asta în islam. Cu profetul Mahomed și cu elementele pe care ei le consideră sacre, să vedeți că se stârnește un adevărat război. Însă, noi creștinii am devenit atât de docili și atât de buni și atât de toleranți încât acceptăm orice acceptăm ca Hristos să fie pictat în tot felul de imagini feminine sau, eu știu, trans sau cum o mai fi. Acceptăm imagini de tot felul blasfemiatoare fără să mai zicem nimic. Apoi, spune că fiara aceasta va învia și că va căpăta putere pe pământ atât de tare încât va face ca toți locuitorii pământului să-i se închine, versetul 8. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în Cartea Vieții, mielului care a fost junghiat. De ce n-a fost scris? Pentru că ei nu mai sunt oameni. Poate că sună destul de ciudat ceea ce spun, însă cum poți să mai numești aceste ființe? care leapă de tot ce le-a dat Dumnezeu mai de preț. Doar ca să fie precum gloatele. Și nu se vor opri aici. Vor să vă și semne mari și minuni până acolo că vor face să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană a fiarei care avea rana de sabie și trăia. Medievalismul va învia. Dar forma în care va reînvia nu va mai lăsa nici măcar o șansă a celor la care vor să fie așa cum dorește Dumnezeu. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, care icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Nu accepti? Simplu, nu avem decât o variantă pentru tine. Accepti, intri în raiul nostru de oameni puși în linie, în serie, cu creierile spălate. Și primești porție, cartelă, venit minim garantat, acordul să te plimbi cu mașina de aici până acolo. Poate îți mai dăm și dreptul la o vacanță pe aici, pe acolo. Și ok, e un rai minimalist în care toate drepturile tale sunt ciuntite, dar pentru că ești spălat la cap, zici, vai, ce frumos e raiul ăsta. Extraordinar. Însă oamenii care știu cum arată prin credință și prin ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu libertatea și știu ce înseamnă să fii om, nu vor putea accepta așa ceva. Mai bine moarte decât așa ceva. Și a făcut ca toți, mici și mari, fiți atenți, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă. Semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Dacă nu porți amprenta fiarei, dacă nu ai glas de fiară, dacă nu te comporți ca o fiară, nu vei putea să te bucuri de privilegii și de avantaje. Singurii care mai au curajul să mai facă altfel de cum se propune, să fie omorâți. Ați observat că acea categorie de mijloc nu mai există acolo? Vor fi bogați, săraci, sloboși și robi, dar toți, toți cei care nu mai sunt cu Dumnezeu, îi se vor închina fiare. Presiunea și tensiunea vor fi atât de mari încât majoritatea vor ceda. Oamenii au o așa mică reziliență la suferință, la lipsuri, la tot ceea ce înseamnă privarea de libertate, încât cedează numai când se scumpește ceva sau le promite cineva ceva. Observați cât de ușor sunt de manipulat oamenii acum. Însă cei care au rămas cu adevărat oameni și care vor fi cu mielul pe muntele Sionului, nu vor fi cumpărați nici cu sași de alimente, nici cu baxuri de ulei, nici cu slogane politice, electorale sau religioase, pentru că ei știu ce înseamnă adevărata libertate și știu ce înseamnă să trăiască cu Dumnezeu. Și de aceea, puțini își vor rămâne, vor rămâne în această stare de oameni care luptă, care vor cu adevărat să fie mântuiți și care vor să rămână oameni. Restul, ce se va întâmpla cu ei? Spune în capitolul 20: Că a văzut Ioan în viziune pe cei nemântuiți, erau ca nisipul mării. Asta aruncă în aer toate teoriile noastre împănate cu apă de roze, cum că mulți, mulți, mulți vor fi mântuiți, nu, puțini vor fi mântuiți. Și asta este și părerea Mântuitorului. Largă este calea și poarta care duce la pierzare. Dacă vrem cu adevărat, dragii mei, să rămânem așa cum cere Dumnezeu, trebuie să ne oțelim brațele și să fim conștienți că în fața noastră stă o luptă crâncenă între a fi și a nu fi oameni. De aceea, fiecare dintre noi avem de ales între a lupta sau a merge cu gloata la vale în raiul absurd și tâmp pe care ne-l pregătește marea și înțeleapta societate globalistă.